Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, așa cum aminteam data trecută, Dumnezeu ne invită prin cuvântul său să-L punem la încercare, să gustăm pentru a vedea ce bun este El. Cu siguranță aceasta este o metaforă referitoare la dragostea Lui. Mai spuneam atunci că este o diferență între a pune pe Domnul la încercare și a ispiti pe Domnul. Termenul acesta apare în episodul în care Domnul Isus este ispitit în pustie. La un moment dat, Satan, ispititorul, îi cere Domnului Iisus să sară de pe strașina templului pentru că, spune el, Dumnezeu va trimite îngerii să-l poarte pe brațe. Ei bine, tocmai aici avem diferența dintre cele două aspecte. Al pune la încercare pe Dumnezeu înseamnă să-i încredințezi lui viața ta, să-l implici pe el în toate aspectele legate de ea. Înseamnă să dai voie naturii lui Dumnezeu să se manifeste în tine, a le ispiti pe Dumnezeu înseamnă să ceri și să aștepți de la Dumnezeu acțiuni incompatibile cu natura Lui. Este o foarte mare diferență. În primul caz este vorba despre dragostea Lui, iar în al doilea rând este vorba despre sfințenia Lui Dumnezeu. Dumnezeu poate face nenumărate lucruri din dragoste pentru noi, dar sunt la fel de multe lucruri pe care nu le poate face datorită sfințeniei Lui. Nu putem să așteptăm și să cerem de la Dumnezeu să acționeze împotriva Sfințeniei sale. Dragii mei, noi cerem adesea lui Dumnezeu lucruri de acest gen. Vrem ca Dumnezeu să devină slujitorul nostru, să intervine într-o manieră care nu este compatibilă cu caracterul lui. Dar să ne întoarcem la evrei, care după ce experimentează dragostea lui Dumnezeu, ajung să-l ispitească, după cum spune și Pavel în epistola către Corinteni. Să nu spitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre ei. Dar despre ce este vorba? Suntem acum la capitolul 15 al cărții Exod. Evreii tocmai trecuseră prin Marea Roșie și au privit cum în spatele lor apele cad peste egiptenii care au intrat și ei în mare pentru a-i prinde pe evrei fugari. Domnul însă face ca întreaga armata lui Faraon să piară înghițită de apă. Israelul a cunoscut în felul acesta mântuirea. Acum era peste măsură de bucuros. Întreg poporul începe să cânte. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, Voi cânta Domnului căci și-a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz. Numele Lui este Domnul. Cântarea lor era plină de vigoare acum. Apoi, este vorba despre un popor întreg, nu doar de un mic cor. Numai că acest popor, cu câteva ore înainte, când se aflau pe celălalt mal al Mării Roșii, cu faraon pe urmele lor, murmurau și cârteau împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Credem să că Dumnezeu folosește acest episod pentru a ne învăța pe noi un lucru foarte important. Ascultați mai întâi ceea ce scrie Apostolul Pavel Corintenilor, așa cum spuneam, este vorba despre prima epistolă. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Oare ce vrea să spună Pavel aici? Sau cum au fost botezați pentru că nici măcar un strop de apă nu căzuse pe ei? Dacă este vorba despre apă, atunci egiptenii sunt cei intrați în apă și nu evrei. Mie mi se pare că acesta are de-a face mai mult cu identificarea lor. Sensul primar al botezului este identitatea. În ceea ce privește botezul cu apă, el este imaginea botezului cu Duhul Sfânt prin care suntem identificați cu Domnul Isus Hristos. În ceea ce privește botezul pentru Moise, cred că este vorba despre identificarea poporului cu Moise, într-un fel, Salvatorul lui. Scriitorul epistolei către evrei spune și el. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Dragi prieteni, prin credință au trecut ei prin Marea Roșie, nu este niciun dubiu cu privire la acestea. Dar despre a cui credință este vorba? Nu prea pare a fi credința copiilor lui Israel, pentru că ei erau cei care s-au plâns și mai bine ar fi rămas în Egipt, spuneau ei. De ce au fost identificați cu Moise? pentru că Moise a fost cel a cărui credință a condus poporul prin apă. El a fost cel care a despărțit apele. Acum, când vorbesc despre Moise în aceste acțiuni, este clar că el a fost numai un agent folosit de Dumnezeu. Dar el a avut credința aceasta că Dumnezeu îl va folosi și va face ceva prin el. De asemenea, după ce traversează marea, cine este cel care începe să cânte înaintea lui Dumnezeu? Moise. Iată de ce au fost botezați pentru Moise. Pentru că prin credința lui a ieșit poporul din Egipt. Dragii mei, este exact ceea ce se întâmplă cu noi atunci când ne încredem în Domnul Isus. Atunci când acceptăm că El este acela care a adus jerfa necesară izbăvirii de păcatele noastre. El este acela care ne scoate pe noi din robia egipteană. El este cel care ne conduce în trecerea mării roșii și ne duce pe țărmul cer sigur. El este cel care ne conduce acolo unde putem să înălțăm cântările noastre de laudă pentru Dumnezeu. Deci, noi suntem botezați în Hristos. Tot în epistola adresată Corintenilor, la capitolul 12, versetul 13, găsim următoarele cuvinte. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Duhul Sfânt este Cel care ne unește pe noi cu Domnul Hristos și face ca noi să fim una cu El. Cineva exprima foarte frumos acest lucru. Spune această persoană, Nimic nu mă poate lua din mâna lui, din mâna lui Dumnezeu. Alcineva a spus, da, s-ar putea să aluneci printre degete. Replica a fost impresionantă, cu neputință, pentru că sunt unul din degetele lui. Frumos răspuns și adevărat. Noi suntem trupul lui, biserica. Duhul Sfânt este cel care ne unește cu el, capul bisericii, mântuitorul nostru. Ceea ce s-a întâmplat cu Israelul este un exemplu pentru noi este imaginea răscumpărării noastre și a ceea ce suntem noi în Domnul Isus Hristos. Înainte ca izraeliții să se alăture lui Moise în acest cântec al izbăvirii, ei cântau doar cântări de jale. După această cântare a bucuriei, așa cum o să vedem, ei o să se întoarcă din nou la vechile lor doine. Dragii mei, cred că adesea pot să vezi ce este în sufletul unui om din cântecele pe care le cântă sau ascultă. Optimismul se găsește în cântecele cu ritm alert, pe când melancolicul, Omul care trăiește din amintiri este cel care își găsește plăcerea în doină. Vreau să spun că numai un singur gen de cântări este bun. Desigur, stările noastre sufletești sunt și ele diferite de la o zi la alta uneori. Numai că trebuie să verificăm care este starea noastră în astfel de situații în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu cumva credința noastră în puterea izbăvitoare a Domnului nu este tocmai așa cum ar trebui să fie, adică solidă, tare fundamentată în El, în Domnul nostru. Vorbind din nou despre cântece, Biblia înregistrează și ea câteva situații în care oamenii lui Dumnezeu au cântat cu bucurie înaintea lui. David este cunoscut pentru psalmii pe care i-a scris, care nu sunt altceva decât cântări. Ieremia a scris și el un număr însemnat de cântece. De asemenea, Deborah și Barak din Cartea Judecătorilor au cântat înaintea Domnului și probabil cântarea lor se apropie cel mai mult de cea cântată de popor în această situație. Și Noul Testament conține astfel de cântări. Chiar în deschiderea lui, evanghelistul Luca ne oferă cântarea Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul. Maria, mama Domnului Isus, are și ea o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. În cele din urmă, în ultima carte a Scripturii, Cartea Apocalipsa, găsim o mare adunare a celor neprihăniți care nu fac altceva decât să cânte o cântare de laudă. Dragii mei, spre deosebire de acum, în veșnicie nu se va mai predica, nu vor mai fi rugăciuni pentru că deja vom fi în prezența lui Dumnezeu, dar cu siguranță vom face un lucru, vom cânta. Să ne întoarcem însă la cântarea lui Moise. Atmosfera descrisă până acum creează senzația de pace, de liniște. Dar dacă privim cu atenție la cuvintele acestei cântări, vedem că Jehova este un domn războinic. În capitolul 19 din Cartea Apocalipsa vedem că Domnul vine pe pământ pentru a termina cu cei nelegiuiți până când Domnul nu va isprăvi acea luptă cu cei fără de lege, nu va fi pace pe pământ. În Evanghelia după Matei, la capitolul 10, îl găsim pe Domnul Iisus spunând Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Aceste cuvinte erau spuse cu privire la venirea lui aici pe pământ. Atunci când va veni pentru a doua oară, el va aduce pacea prin sabie. Aceasta este singura modalitate de a curăța pământul de nelegiuire. Cântecul lui Moise și al evreilor povestește minunata experiență pe care au avut-o la trecerea Mării Roșii. Ei spun încântarea lor ce au văzut pe Domnul făcând pentru ei. Cu siguranță nu era o experiență pe care i-ar fi putut să o uite vreodată. Ca dovadă stă chiar această cântare. Faraon, armatele lui, mâna Domnului erau elemente care vor rămâne mereu în memoria lor. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui Aleși au fost înghițiți în Marea Roșie, i-au acoperit valurile și s-au pogărât în fundul apelor ca o piatră. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea mărăției tale, tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi. Îți dezlănțuiești mânia și ea îi mistuie ca pe o trestie. Acum recunoșteau izraeliții puterea Domnului, putere care nu se putea compara cu nimic altceva, să ne aducem să aminte că ei ieșeau din Egipt, o țară idolatră. Urgiile pe care Dumnezeu le adusese asupra Egiptului erau îndreptate împotriva zeilor Egiptului. Acum și poporul evreu recunoștea că nimeni nu era asemenea Domnului. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și ai înghițit pământul prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. În același timp, poporul se pare că înțelege și care este misiunea lui. Ei trebuia să arate popoarelor din jur cine este Domnul, ce face Domnul, ce oferă Domnul celor ce îl recunosc pe el ca Dumnezeu. Cuvintele pe care le cântă ei, mie mi se par a fi cuvinte profetice. Ascultați numai, de la versetul 15. Se înspăimântă căpetenile Domnului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Cananului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaj, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne, și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Poporul se vedea parcă în țara promisă. erau deja pe locul pe care Dumnezeul promisese lui Avram, Isaac și Iacov. De acum nu mai aveau altceva de făcut decât să se îndrepte către acea țară. Din păcate, profețiile nu sunt întotdeauna ușor de acceptat. Ele sunt frumoase, sunt ofertele lui Dumnezeu și cu siguranță sunt cele mai bune lucruri oferite, dar nu sunt atât de simplu de împlinit. De ce? Pentru că intervine firea noastră. Poporul evreu este un bun exemplu în această direcție. Priviți numai la atmosfera de acum, atmosfera aceasta plină de voie bună. Maria, prorocița, sora lui Aron, a luat în mână o timpană și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel. Deci moi se începe să cânte, poporul îi se alătură. Aron, Maria, sora lor, întreg poporul, cântă pe voci, se bucură de ceea ce a făcut Domnul pentru ei. Dar situația nu rămâne astfel pentru totdeauna. După numai trei zile, cântă cu lor de bucurie, devine din nou unul de jale. Moi s-a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au pucat înspre pustie și după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la marea, dar n-au putut să bea apă din mare pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, adică Amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Oare nu mai erau aceiași oameni care numai cu trei zile înainte dansau și cântau de bucurie? Erau aceiași, din păcate. Spun din păcate pentru că experiența aceea nu-i învăța nimic. În schimb, episodul acesta ne învață pe noi ceva. Să ascultăm mai departe. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnului poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni căci eu sunt Domnul care te vindecă. Au ajuns la Elim unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă. Vedeți care este desfășurarea evenimentelor? Poporul pleacă în deșert, în drum spre țara despre care abia cântaseră, dar după trei zile de mers prin deșert ajung să cârtească. Imediat se îndreaptă către Moise pentru a-i cere socoteală. Probabil din nou i-au amintit acel refren. Nu era mai bine să fi fost robi în Egipt decât să murim aici în deșert? Iată, dragii mei, prima lecție pe care Dumnezeu le-o dă și lor și, bineînțeles, și nouă. Este vorba despre așteptările pe care ele le aveau. Odată, ele nu erau corecte. Vorbeam despre ispitirea Domnului și despre ce însemna ea. Un aspect al acestei ispitiri este și acela legat de legile naturale pe care Dumnezeu le-a instituit atunci când a creat acest pământ. Deșertul și fenomenele legate de el fac parte din acestea. Evrei a așteptau ca Dumnezeu să schimbe aceste legi pentru ei. Este drept că Dumnezeu intervine în natură ori de câte ori vrea El, pentru că El este Domnul acestui univers, dar nu poate să o facă pentru fiecare dintre noi. Imaginați-vă numai în ceea ce privește ploaia și soarele câte preferințe sunt. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare dintre ele ar fi satisfăcute? Apoi, un al doilea aspect important legat de așteptări este direcția pe care acestea o iau. Încotro le îndreptăm? Către cine ne îndreptăm așteptările? Poporul aștepta de la Moise să primească apă. Putea Moise să le dea apă dacă nu era Dumnezeu acolo? Dragii mei, ambele situații conduc la stări confuze, la mărăciune, la cârtire. Priviți numai întregul tablou. Poporul este însetat. De trei zile călătoreau prin deșert. Ajunseseră la limită. Lucrul acesta era cunoscut de toată lumea. Se știa că în deșert este greu să găsești apă. În cele din urmă văd apa. În fața lor este un lac. Îmi imaginez că au pornit cu toții către acel lac, s-au aruncat în apă și au adus apa la gură, dar, surpriză, apa era amară, imposibil de băut. Ce mai puteau să facă? Se îndreaptă către Moise, cerându-i apă. Care este lecția? este aceea legată de așteptări, așa cum spuneam. Am văzut câtă dezamăgire poate aduce în sufletul nostru o astfel de situație. Nu ne simțim adesea descurajați neștiind de unde vin asemenea descurajări? Nu știm de ce nu putem face față acestora, de ce nu putem trece peste ele. Sunt împrejurări care ne se par prea mari pentru puterile noastre. Nu știm cum să le facem față. Dar ne-am întrebat oare nu cumva este ceva greșit la noi? Nu cumva așteptăm lucruri împotriva circumstanțelor în care ne aflăm? Nu cumva cerem de la Dumnezeu lucruri împotriva legilor naturale? Apoi, nu cumva așteptările noastre au o direcție greșită? Nu cumva nu sunt îndreptate către cine trebuie? Dumnezeu le dă o lecție și ne-o dă și nouă. Pentru că Moise se îndreaptă către Dumnezeu, acolo unde ei ar fi trebuit să se îndrepte de prima dată. El își îndreaptă cererile către locul și persoana, către care întregul popor ar fi trebuit să o facă. Iar Dumnezeu le dă în acest caz următoarea lecție. Poate că unii se așteaptă ca Dumnezeu să acționeze mereu în moduri spectaculoase, să folosească forțe importante pentru a-și demonstra puterea. Uneori o face, așa cum a făcut în cazul Mării Roșii sau în cazul celor 10 urgii, dar alteori el folosește lucruri simple la îndemână oricui. În momentul în care se strigă la Domnul pentru apă, credeți că îi spune să facă cine știe ce lucruri mistice pentru a impresiona poporul? Nu. No. Domnul îi arată o bucată de lemn pe care Moise trebuia să o arunce pe ape. Dragii mei, vreau să spun că modul în care lucrează Dumnezeu este extraordinar chiar atunci când nu are elemente spectaculoase. Nu era nimic spectaculos într-o bucată de lemn. Îmi imaginez că poporul, în goana lui către apă, a trecut pe lângă acea bucată de lemn, fără să o ia în considerare. Ei bine, tocmai pe aceea o folosește Dumnezeu. De ce? Pentru că este o lecție pentru noi. Dragi prieteni, în mâna lui Dumnezeu, cele mai mici lucruri, cele mai banale situații pot deveni miracole. Condiția unică este ca așteptarea noastră, însoțită de credință, să fie îndreptată către Dumnezeu. Spuneam, dragi ascultători, că întregul episod este o lecție. Dacă vă uitați la concluzia capitolului, veți vedea că imediat, după împrejurarea de la mare, poporul ajunge la Elim. Acolo erau 12 izvoare și 70 de finici. Era un mic paradis în mijlocul deșertului. Dacă veți privi o hartă, o să observați că nu este o distanță prea mare între cele două locuri. Trebuie să avem în vedere că nu Moise era cel care conducea poporul, nu el avea harta. Dumnezeu era acela care îl conducea. Se rătăcise oare Domnul? Nu putea el să-i ducă direct la Elim unde era un izvor pentru fiecare seminție, adică apă din belșug? Ba da, dar Dumnezeu avea aceste lecții pentru ei. Dragii mei, și noi suntem uneori atât de aproape de Elim, de paradis, dar trebuie să trecem pe la Mara mai întâi. De ce? Pentru că nu suntem pregătiți pentru Elim. Dumnezeu trebuie să ne treacă mai întâi pe acolo pentru a învăța acele lecții de care avem mare nevoie. Să nu uităm că frumusețea curcubeului nu apare decât după ploaie. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.